Vorbeam de Liga a doua și nu pot să nu te întreb, pentru că știu că există un moment în cariera ta de fotbalist când ai putut să ajungi la Rapid. Da. În fine, Rapidul aseară am văzut la Timișoara, s-a impus cu 2-1, două goluri pe final de partidă după ce cei de la Timișoara au deschis scorul ASU. Și înaintea meciului direct dintre Universitatea Craiova și Rapid, iată, echipele sunt la egalitate de puncte. La egalitate de puncte și devine și mai interesantă, să spunem, această confruntare. Mă bucur pentru Iosif, pentru Mihai, mă bucur pentru el. Mă bucur și pentru Adi Bălam, care am avut coleg și chiar jucător, care a o perioadă foarte bună acum, la fiecare meci a scos penalti. A fost la voluntari. Da, cu el am și promovat și în Liga 2 și în prima ligă un atacant care, uite că acum i-a dat încredere și vedem și meciul de, da, un scurt rezumat al meciului de ieri. Spunem povestea legată de Rapid, pentru că a fost în anul 2000, era antrenor Viorel Chizu, președinte era domnul Sichitiu. M-am întâlnit cu domnul Copos la, eram ultimele 6 luni cu Petrolul. M-am întâlnit cu dânsii, am semnat un precontract cu cei de la Rapid. Apoi s-a terminat campionatul și a vrut să se facă o echipă Prahova, Ploiești, adică fuziunea care s-a și întâmplat între Petrolul Ploiești și Astra Ploiești. Și a făcut o glumă, din două echipe de Liga 1 am făcut una de B. A fost foarte, adică și am hotărât până la urmă, cei de la care am conducerea în Petrolul, era Nea Eugen Goicea, care m-a făcut în așa fel să rămân. Dar a fost foarte greu. Era un jucător cu personalitate și de la Petru și de la Astra. Nu mai zic, când a început antrenamentele tot timpul era o râcă între noi. Era domnul Bondrea antrenor, un antrenor foarte bun. Dar am reușit primul an să ne salvăm, dar următorul an am retrogradat. Până la urmă, de ce nu ai fost atât de... Adică nici tu nu ți-ai dorit să... Am tot timpul, adică cu echipele astea și cu Dinamo, am avut și cu Steaua, am fost sub contract. M-a prins tot timpul sub contract, adică și patronii de la acele echipe controlau o sumă de bani. Așa am plecat și la Urziceni, felul ăsta. Și vorbim și de acum de Liga a doua și o echipă care îmi pare rău, unde m-a simțit senzațional, care nici ea nu este Liga 1, este Farul Constanța. La Farul, iată că da, îmi pare foarte, da. Acest proiect, nu știu, sunt multe lucruri de rezolvat acolo. Ciprian Marica a preluat echipa, dar sunt multe lucruri pe care ar trebui să le așeze. Bine, acolo depinde cu factorii locali, cu, nu știu cum, ce înțelegere au, dar pentru acei suporteri îmi doresc. Am trăit cele mai frumoase ca jucător. Am jucat și o finală de cupă, o finală de Intertoto cu Auxerre. Am fost campion a provinciei, dar am avut colegi fotbaliști, nu jucători de fotbal, fotbaliști, aici e diferența. Ai jucat cu Guriță, dacă nu... Guriță, ajuns, Vasile Cristocea, Senin, Liviu Mihai Atacant, Lungu, Șchiopu... Stanca parcă era, nu? Nu era, era Curcă în poartă. Era Curcă. Pașcovici, exact. Nu, generație bună, generație. Și antrenor venea Petre Grigoraș, l-am avut. După a venit domnul Muncilo Vucotici, antrenor, Nea Marin, Ion Marin. Am avut pe perioada ca jucător, am avut antrenori foarte buni, care de la fiecare am avut de învățat. Și de la Nea Marin Barbu, chiar zilele trecute m-a sunat. Da, zici, imagine. Am vorbit. El acum, dacă nu greșesc, cred că este undeva pe la Brașov, pe la Sfântul Gheorghe. Nu, e la Sfântul Gheorghe, s-a mutat acolo, la Sfântul Gheorghe, am înțeles că e în organigrama clubului. Da, era și preluat la un moment dat echipa SEF și a fost la un moment, da. În care au vrut să găsească o variantă așa aproape de situație și a preluat echipa. Exact. Da, e clar. Vedem încă o dată, spun, vedem meciul de ieri al Rapidului cu ASU Poli Timișoara. La ce să ne așteptăm de la Universitatea Craiova cu Rapid? Da, două echipe echilibrate, două echipe cu jucători foarte, foarte buni, mai ales pentru Liga a doua. Un meci echilibrat o să fie, un meci echilibrat. Eu zic că nu o să riște nicio echipă. Eu văd un egal în cele două echipe. Dar astea cele mai frumoase, momentele astea. Cel mai frumos, bine, eu la Slatina, momentele astea, minutul 94, am luat bătaie. Tu ai avut, da, au fost multe care după minut, da, m-am luat bătaie, ori m-a egalat. În schimb, sunt foarte,
frumoase momentele astea după Dutebujo Cătațiu, ca jucător, ca antrenor. Ca... Da, și Rapidul pare o altă echipă. Da, e o familie. Din ce a reușit să fac, a fost o familie. Am văzut, nimeni nu e supărat, toate, și cei care au fost în tribună sunt alături de, de cei care joacă. De obicei, cei care sunt în tribună, să am trecut și eu și, da, sunt mai așa puțin, nu că ține ghine, sunt. Dar e o familie, s-a făcut o familie, prin venirea și lui, și lui Daniel, ca președinte, care are o experiență ca jucător, acum să vedem cum e conducător, că o să fie da, e prima diferit. Lui, da, prima de experiență din punctul ăsta de vedere. Dar a avut la cine să învețe, a avut președinți buni. Da, rămâne de văzut. Este interesantă Liga a doua și într-un fel sau altul formatul ăsta ne atrage și mai mult.